Bună ziua și bun găsit la Știri din Cripto. Dacă pe partea Americii băncile se confruntă cu probleme de stabilitate economică sau chiar faliment, pe alte continente, bineînțeles și Europa, băncile se recalibrează și continuă să găsească noi soluții, aderând tot mai multe la tehnologia blockchain și criptomonede. Într-un astfel de caz, un oficial ne spune că Banca Angliei se pregătește pentru un rol mai mare al tokenizării în finanțe. Sir John Cunliffe, viceguvernator al Băncii Angliei, a analizat stablecoins, CBDC și alte forme de tokenizare care se impun în economia modernă într-un discurs despre inovația financiară. Viceguvernatorul Băncii Angliei, Sir John Cunliffe, a vorbit la summitul global Innovative Finance din Londra despre dezvoltarea tokenizării. Banca Centrală a Marii Britanii explorează în prezent tokenizarea în banii bancari, banii nebancari și banii băncii centrale, precum și modalitățile de interacțiune a activelor tokenizate. Stablecoins, a spus Cunliffe, oferă posibilitatea unei mai mari eficiențe și funcționalități în domeniul plăților, dar este extrem de puțin probabil ca vreuna dintre ofertele actuale să îndeplinească standardele de robustețe și uniformitate pe care le aplicăm în prezent atât banilor bancari comerciali, cât și sistemelor de plată existente. Banca Centrală intenționează să colaboreze cu Autoritatea de Conduită Financiară în ceea ce privește reglementarea după adoptarea proiectului de lege privind serviciile și piețele financiare. Depozitele bancare tokenizate sunt o propunere mult mai simplă decât stablecoins nebancare și ar putea permite depozitelor bancare să concureze mai bine cu monedele de plată nebancare. Cu toate acestea, rămân totuși probleme de reglementare, cum ar fi asigurarea depozitelor și măsurile de combatere a spălării banilor, deoarece tokenurile de depozit s-ar deconta fără implicarea banilor băncii centrale, spre deosebire de decontările actuale ale băncilor comerciale. O monedă digitală a băncii centrale din Marea Britanie va fi probabil necesară dacă tendințele actuale în materie de plăți și bani vor continua. O liră digitală ar juca un rol de ancorare în economie, așa cum o fac acum banii lichizi, și ar oferi unei game largi de inovatori acces la o platformă. Ar putea fi create mecanisme pentru a se asigura că tranzacțiile cu ridicata tokenizate ar putea fi decontate în banii băncii centrale datorită unei lire digitale, adăugând din nou stabilitate financiară, a spus Cunliffe. Sincronizarea tranzacțiilor tokenizate cu sistemul de plăți în timp real al Băncii Centrale Britanice va fi de asemenea potențial posibilă datorită modernizărilor care sunt acum în curs de desfășurare, a spus Cunliffe. Ești interesat de criptomonede și blockchain și tot ce ține de această lume digitală în plină evoluție? Atunci, dă un like și abonează-te la canalul meu de YouTube și vei găsi în descriere linkul unei platforme educaționale în cripto care îți va da posibilitatea să înveți de la zero tot ce ține de ecosistemele cripto și proiectele acestora, de la identificarea lor și până la a ști cum să-ți creezi propriul token și să-ți câștigi libertatea financiară. O zi bună vă doresc și să ne revedem cu bine!